Violențele s-au reluat în Istanbul la scurt timp după ce vicepremierul turc și-a cerut scuze pentru reprimările în forță ale poliției în timpul protestelor de săptămâna trecută. O ilk olayda çevre duyarlılığıyla hareket edenlere karşı yapılan aşırı şiddet gösterisi yanlıştır, haksızdır. O yurttaşlarımdan özür diliyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Reuniți inițial pentru a celebra recunoașterea greșelii din partea autorităților, manifestanții au devenit agresivi când forțele de ordine au încercat din nou să le întrerupă demonstrația. Ei au ridicat baricade și au încercat să le facă față scutierilor care au folosit fumigene și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. În ciuda tensiunilor din această țară, turismul rămâne în floare. Cei mai mulți străini spun că au venit în Turcia, deși știau de revoltele care se petrec aici. We heard about the protests, but we didn't see that as a threat to where we were going or anything, so we just came on, didn't change any of our plans. Majoritatea punctelor turistice se află departe de centrul manifestațiilor violente. Demonstrațiile împotriva guvernului au intrat în a șasea zi, iar confruntările dintre poliție și protestatari s-au soldat cu moartea a două persoane și rănirea a altor 1300.